arde focul, așa se ardă rău. Cum arde focul, așa se ardă rău. Să se ducă prin lemne, prin pietre și un seava spre slab. Cu toată inima și cu toată credința. Eu zdrăjitoare și de magie neagră și de magie albă, o moară bună macină de toate. Lecuiesc de boala copiilor, lec bărbați, dezlec bărbați, despar case, împreun case. Asta fac, că sunt vrăjitoare. I've always been fascinated by witches. Women whose reputable power was so feared, hundreds of thousands were killed in the Great European Witch Hunt. But in Romania, the homeland of Dracula and superstition, witchcraft has not only survived, it's very much alive and well. N-a aruncat florile și a aruncat vrăjile. Doamne ajută, așa să fie. So I'm heading there to learn about witches and how they influence modern Romanian society. So I just arrived to the village of Mogoșaia in the outskirts of Bucharest, and I'm about to meet real-life witches for the first time. And not just any witches, but supposedly Romania's most powerful ones. I'm Milène. Mihaela Minca. Mihaela lives with her husband Kreif, her son Antonio, and daughters Anna and Cassandra, who are also witches. Este simbolul mâinilor a unei vrăjitoare. She comes from a long line of Roma gypsies, who as nomads collected occult traditions and mixed them with their Orthodox Christian faith. Este o păpușă care o folosesc și la descântece, dar se mai folosește și la magia vudului. I'm here for the most important days in the witch calendar, culminating with Summer Solstice, when witches have the power to predict the future. Această mătură, simbolul vrăjitoarei, și eu voi sta așa și se va deschide cerul ca să citesc ce se întâmplă în România. But first is the Christian festival of Pentecost, the only day of the year when witches can brew love potions. Is it important to wear beautiful clothes when you do rituals? Da. Pentru că în momentul în care eu sunt îmbrăcată strălucitor, emana fericire, a dragoste, a frumusețe. To take part in the ritual, I have to wear the right dress. So we're going to go pick some traditional herbs from the meadows. Cunosc aceste locuri încă de când eram copil, pentru că aici veneam cu bunica și adunam astfel de plante. Atunci când o rupem, trebuie să spunem cum sunt florile mândre văzute, plăcute și căutate, așa să fie cu bucurie, așa să fie cu dragoste, totdeauna. Doamne ajută, așa să fie. Like royal lineage, a witch's magical power is passed down from mother to daughter. This remedy for heartache has been in the family for generations. Și atunci când sufer din dragoste este cea mai grea boală de pe pământ. It's a terrible pain. I've been heartbroken many times. Și de aceea eu am leacuri pentru a face oamenii să nu mai sufere din dragoste. I'm not convinced talking to flowers can actually cure heartbreak, but I'm curious to find out how it's supposed to work. O să iasă seva din ele și formăm o licoare acum în fața voastră. Mihaela, who's going to drink it? Din această licoare să știți că nu se bea. Dacă vine o femeie care își dorește să fie cu un bărbat, eu îi dau din această licoare, face cruce pe frunte dimineața înainte de răsăritul soarelui și o să reușească să fie cu el. Love, happiness. Did you and your husband have some of that? Nu am luat pentru că nu a fost nevoie. Noi suntem căsătoriți de când eram copii, deci aveam 13 ani și suntem la fel ca la început, fericiți. Was that something that you wanted to do, get married when you were 13? Nu pot să spun că îmi doream, dar erau tradițiile strămoșilor noștri. El face parte dintr-o familie de vrăjitoare, eu vin dintr-o familie tot de vrăjitoare.
It's this alliance of witch dynasties that makes Mihaela's family one of the most well-regarded in the country. Am fost recunoscută public și eu am fost premiată cu această diplomă. A avut loc un astfel de congres al vrăjitoarelor în România, organizat de președintele pe vremurile acelea, Ion Iliescu. Witchcraft is recognized and thriving in the Romania of today, but it was banned during communism. Ceausescu ruled the country with an iron fist. It was a time of profound poverty and persecution of any threat to his absolute power. At 70, Mihaela's mother-in-law Bratara, reputedly one of the world's most powerful witches, experienced the wrath of Ceausescu's rule. What was it like to be a witch during communism? Pe timpul lui Ceaușescu nu aveam voie să practicăm așa ceva. Făceam totul pe furiș. Eu, până la urmă, m-au depistat și am fost arestată la pușcării. Were you scared? Nu mi-era frică. Le-am bătut, poliția. Am luat ciomagul și am bătut. A vrut să-mi ia banii, a vrut să-mi ia cărțile, n-a putut. Dintre care m-au arestat, m-a condamnat 6 luni și am făcut 6 luni și am venit acasă. Alo? Poți să mă suni mâine ca să spun Simona totul ce am văzut, da? These days, much of the family witch business is done on the phone or online. So you can do like long distance witchcraft? Da, este adevărat. Și din Anglia, și din Anglia. All they need are the first names of those involved and the spell they want. Are you worried that modern times will change this ancient craft? Nu, nu poate să afecteze. Din contră, face în așa fel ca să află tot globul că există puteri și să creadă lumea. What was witchcraft like when you were a kid? Era mult diferită. Era mai rar ca le cereau să faci rău la cineva. Multe erau pentru spor, pentru realizări, pentru căsătorie, pentru a le merge bine. Dar acum cel mai mult e rău să faci rău la dușman, la ăla. And that's when Brațara invites me to the kitchen to cook up a curse. Asta e pentru despărțire, pentru vărs, să pune piper aici, pentru bătaie, pentru să se urască unul pe alt, să fugă unul de alt. Să pune rahat de pisică neagră, de la câine negru, pământ de unde să încaieră câinii, de unde să bat câinii, să pune aici să ferbe, să face o licoare de urât. Să se ducă urâtul și paguba, să nu mai mulțească, să piardă tot ce are, să se încaieră ca câinii, ca pisicile. Cum pute rahatul de pisică, așa să pută dușmancile, așa să le pută casa și să se ceartă, să se urască, să nu mai se iubească. Cum stă casa lipite spate în spate și nu se vadă față în față, mani. Then the curse takes a different direction, making me wonder if Brațar is sending me a warning. Trimite pe toți dușmanii mei și care s-au mai dat numele meu să aleagă praful și pulberea de ei afară din familia mea și de nepoatele mele și de noiurile mele și de fetele mele. Do you ever feel guilty when you do spells like this? Nu, mă simt că asta mi-e meserie. Asta e. Mai ce iertare la Dumnezeu. Asta e vrăjitoare. Face și rău, face și bine. Și cu dracu, și cu sfântul. Plun loc să plătească pe cineva, o mafie, să-i facă rău la cineva, să-l taie sau să-l omoară, mai bine plătește o vrăjitoare cu bani ca să-i facă să nu mai aibă bani, să nu mai aibă avere, să pierde tot. Uite așa. All this black magic flying around must be good for business. Virginia is a client of Mihaela's, who believes she's under the influence of a curse. Hi, I'm Milène. Nice to meet you. She's already had several sessions. What are you seeking Mihaela's help for today? Vise, de multe ori foarte urâte. Cum vezi în filme de groază câteodată, o arătare așa în vis. Deci posedată de diavol. How do you become possessed by the devil? Prin puterea malefică a magiei negre se lucrează farmece sub formă de animal, pisică neagră, la miez de noapte. Este foarte simplu să fii afectat de diavol.
How do you cure somebody who's possessed by the devil? Trebuie să sacrific un suflet de pasăre pentru sufletul diavolului. You know, I've suffered from similar things. I heard like really bad nightmares. Like I had sleep paralysis, stuff that you can't explain, like demon-looking creatures coming and like pulling you out of bed. So I can absolutely relate to how desperate you are to get any type of form of help. Du-te, oace, și te întoarce ca puișor unghioace. Să rămână curată, luminată, în știrea Maicii Domnului dată. Ieși făcătură din ea și du-te prin lemne, prin pietre, pe butucini butucite, de mii de ani părăsite. Du-te, făcătură, și năpustează-te și îndepărtează-te, cască pasăre din gură, ză? Înghite vraja, ză? Pornește-te, ză? Și spală-mă de rău, ză? Pasărea este moartă. A murit în locul tău. Mihaela wants to rest for a bit. She told us to go away. I don't even know what to make of all of this. Got a bit freaked out when she started sort of chewing out the spirit towards me and the crew. My nightmares went away after a year of therapy, so I want to know if Virginia has considered that option. Am fost la doctor înainte, chiar și psiholog, dar n-a avut niciun efect în problema mea. La ritualul de câțiva ani mi-a ajuns. Am fost foarte afectată. Foarte multe descântece. Is it the same type of price? Puțin, puțin mai mult, da. Adică la vrăjitoare față de doctor. Pentru caz de moarte pe bază de farmece. Do you feel like it's helping? Da, da, absolut. How do you think Virginia is doing now? Acum este perfectă. Va mai urma niște ședințe pentru afumături. It's interesting to see just how much people believe in it. And when you're there and you see it, you know, it is a really strange experience. And who knows, you know, what's real, what's not real. It's definitely something that Mihaela's client Virginia thinks is real. I'm curious to find out what people pay her for her services. Alo. Ia spune-mi, soțul tău trebuie să vină de acasă, nu? Mihaela's getting a phone call from a client in Portugal. It's funny, her phone is busy all the time. La apusul soarelui, pregătește o linguriță cu miere de albină și când vine el în weekend acasă, îi pui în cafea sau în suc. Și până mâine poți să trimiți banii. Și trimiți prin Oyster Union sau prin MoneyGram. Hai, la revedere! Let's pretend I was married and my husband was unfaithful. What would it cost me to get your help? Este neapărat să spun suma? Am înțeles. Nu pot să spun cu exactitate, dar poate să coste în jur de 500 de euro, 900 de euro. And people feel like to get back the love of their life, this is worth a good investment. Da, bineînțeles. How many clients do you have on average in a day or in a week? Nu pot să spun numărul, poate să fie într-o zi 3-4. Is it ever difficult to get paid by clients? Nu. Și chiar dacă nu are posibilitatea să-mi trimeată banii înainte, eu am încredere că poate să-mi trimeată după, pentru că așa cum am ajutat-o să-i fac un bine, eu am puterea să fac și rău. Și atunci nimeni nu riscă să spună că nu-mi trimite bani. When we stop at the market, it's obvious how popular Mihaela is. Mihaela! Da! Seems like no one wants to be on her bad side. Where are we going now? Acum o să mergem la bancă ca să obțin banii care mi-a trimis. Mihaela seems to make quite a lot of money. In fact, Romania's witch economy is worth at least 1 million euros a year, and they're all doing it tax-free.
Did it go okay? Da. Măi, mi-a trimis prin MoneyGram. In 2011, the Romanian government tried to introduce a law forcing witches to pay tax, but it was never passed. To find out why, I'm meeting the politician behind it. How come the law was never passed? O parte dintre colegii mei care întâlniri cu anumite vrăjitoare și-au preferat să nu voteze această lege, crezând că li se poate întâmpla ceva. So politicians were afraid of being hacks. Da, sunt colegi de-ai mei care încă se sperie de acest lucru, în care aceste vrăjitoare transmiteau că vezi, Doamne, ce o să ne facă dacă legea va trece. Why did you want to introduce this law? Pentru că am întâlnit foarte multe cazuri de oameni care au fost înșelați de aceste așa zise vrăjitoare sau ghicitoare și nu găseam o posibilitate să-i ajut. Who were the witches that threatened your colleagues in parliament? Dar erau câteva foarte vocale și foarte cunoscute. Deci știu că era una sultana, nu știu dacă Brățara. Era un politician Popovici se numea și le-am spus, stai cu minte că te bag pe cărucior. Nu te mai lega de vrăjitoare. Te fac de palarizezi. Do you think that's fair, cursing politicians? Au fost corect, nu mi-e frică de ei. Lor le frică de mine. And why do you not want to pay tax? Dacă ne faci și nouă pensie, sunt de acord. Dar dacă nu faci pensie, ce, nu cumva am învățat de la stat? Ați avut vreo școală? Ați avut vreo facultate ca să învățăm noi ghicitorii? Asta a fost moștenită de la Dumnezeu. Și nu are niciun rost ca să vă plătesc vouă taxe. It's my last night with the witches, and the year's most important celebration, Summer Solstice, is about to begin. All the daughters and nieces, the whole witch clan, are gathered for a ceremony of love and destiny. Așa să strălucească, așa să luminească fetele care au fost păcături cu urât pe ele. At midnight, apparently that will open the sky. And they'll be able to read the future of mankind in the stars. Cum arde focul, așa se ardă rău. Cum arde focul, așa se ardă rău. Să se ducă prin lemne, prin pietre și un seoava spre șlap. Cu toată inima și cu toată credința. Brățara, what did you see in the stars? S-a arătat undeva un ucegai. În cealaltă parte a arătat roșu. Asta înseamnă o vărsare de sânge mare. La prea bunătăți, prea bune, nu ne putem să ne așteptăm. While Brățara predicts the obvious, world conflicts, Mihaela is more specific. România, niște evenimente foarte, foarte dezastroase. La toamnă vor fi schimbări majore în politică, vor fi chiar și inundații și foarte mare secetă în România. It turns out that in the following months, Romania did have floods and drought, and two major politicians resigned. But of course, this could just have been coincidence. What I've realized is that the witch's power lays in people's fear of the supernatural. But above all, the need to believe that you can meddle with destiny. One thing is for sure. Witches do exist, just like in the fairy tales. And whether you believe in magic or witchcraft or not is up to you. But whatever you believe will have power over you. Oh my God, that is actually a black cat. I don't know what to think. Alo? N-am terminat, sunt cu Anglia, ai răbdare un pic.